Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-ați trezit. Suntem în zi de mare sărbătoare astăzi. Haideți să începem și cu lucruri de suflet. Este buna vestire când cei care se ostenesc prin post au dezlegare la pește. Vorbim despre o sărbătoare creștină care amintește momentul anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gavril că va concepe și va deveni mama lui Iisus Hristos. De altfel, nu întâmplător, astăzi, 25 aprilie, este și ziua Poliției Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. În anul 1822, potrivit Wikipedia, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat marelui Agă Mihăiță Filipescu, șeful poliției din acele timpuri, drapelul pe care este cusută sigla steagului Agiei. Alături de siglă se află și o ghirlandă din aur, în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului înaintea îngerului ce aduce vestea cea bună. Și tot astăzi se sărbătorește Ziua Națională a Pădurilor, zi sărbătorită pentru prima dată la 25 martie 2017. Cum sărbătorim de atunci această zi de conștientizare a importanței pădurilor în viața noastră? Ei bine, iată întrebarea. Prin stoparea tăierii arborilor și, evident, prin acțiuni de plantare. Acum, poate mai mult ca niciodată, avem nevoie și de un mediu curat și protejat. Iar printre sărbătoriții acestei zile de 25 martie se numără cântăreața americană Aretha Franklin, Elton John, cântăreț și compozitor britanic, dar și poeta Ana Blandiana, pe numele ei adevărat Otilia Valeria Coman, autoarea 26 de cărți publicate în română și a 60 de volume apărute în 26 de limbi străine, Ana Blandiana este și o luptătoare pentru libertate civică în România. Ne mergem mai departe la Antena 3 Pitești, urmează știrile locale prezentate de Cristina Munteanu, apoi revenim în direct prin telefon cu jurnalistul Gabriel Grigore, redactor șef la săptămânalul Jurnalul de Argeș. Aflăm ce subiecte sunt dezbătute în publicație de săptămâna aceasta, iar în partea a doua a matinal lui Cafeaua cu Piper, domnul Decebal Floroaica, șef centru de tip familial CTF Găvana din cadrul DGASPC Argeș, ne vorbește printr-o intervenție telefonică despre o campanie umanitară intitulată Ajută-ți aproapele. Ce presupune această campanie, cine participă și în ce mod, toate detaliile le aflăm mai târziu. Dana Popescu sunt eu, vă salut din nou, indiferent unde vă aflați, ne vedem și pe pagina de Facebook Antena 3 Pitești. Bună dimineața și gânduri responsabile. Sunt Cristina Munteanu, bun găsit acum la știrile Antena 3 Pitești. Avem ultima situație a persoanelor afectate de COVID-19 prin măsuri de carantină sau izolare transmise de Direcția de Sănătate Publică Argeș. Sunt date aferente primei părți a zilei de 24 martie. Așadar, persoane monitorizate de DSP aflate în izolare la domiciliu în acest moment, 5.096. Persoane care au finalizat perioada de 14 zile de izolare, 587. Persoane aflate în carantină instituționalizată, 124. Razii pe străzile din Pitești în prima noapte de ordonanță militară. Oamenii legii au verificat 10 de persoane care se aflau în trafic după ora 22. A fost o noapte plină pentru polițiștii și jandarmii care au efectuat patrulări prin oraș și au oprit așadar 10 de autoturisme. Au fost restricții de circulație și la Pitești, unde polițiștii au oprit orice mașină începând cu ora 22, circulația persoanelor fiind restricționată conform ordonanței militare numărul 2 din 21 martie. În acest sens, jandarmii și polițiștii argeșeni vor desfășura o amplă acțiune de verificare a respectării acestei măsuri. Bună seara! Comisar Serghe, secția de poliție Bacău. Cunoașteți prevederile legale? Da. Nu au apărut, ne bucurăm. Văd că aveți Soli. Și adeverința de salariat. Da. Actul de identitate. Da, corespunde, permisul de conducere.
Autoturismele care au tranzitat zona finanțelor publice din Pitești au fost trase pe dreapta, iar pasagerii au fost verificați. Oamenii au trebuit să justifice deplasarea printr-o declarație pe propria răspundere sau o adeverință de la angajator. S-a aplicat un avertisment unui șofer de tir tocmai din lipsa acestui act eliberat de firma unde lucrează. Vă iau documentele, am încărcat de la Cluj, am venit în coace. De unde se iau? Dați angajatorului să vă lase cumva adeverința. Pe cine să-mi lase? Că e mașina mea. Cine să-mi lase mie? Eu pot să mă teleportez la firma cui? Poftim? Mașina dumneavoastră la firma cui? La firma mea, e firma mea. Astăzi, administratorul firmei. Da, eu sunt și administrator, eu sunt și... De unde se iau? Că n-am de unde se iau. Eu am fost plecat, acum mă duc acasă. Se descarcă de pe internet sau publicat? Da, vă dau, dacă vreți, vă dau aici. Uitați. Dacă chiar vreți să o vedeți, uitați. Cu am aici. O aveți acolo? Da, uitați că mi-a trimis-o nevastă mea. Da, seara mi-a trimis-o ca să... A, și n-ați putut să... Păi da, unde să o scoți? Spuneți-mi dumneavoastră, okay. Rămâneți în mașină și o să vă comunicăm rezultatul. Nu doar vehiculele au fost vizate, oamenii legii au oprit orice grup de minimum 3 persoane. Așadar și pietonii au fost luați la întrebări. După prima seară de controle, reprezentanții poliției și ai jandarmeriei confirmă că nu au fost cazuri grave înregistrate în județul nostru, iar verificările s-au desfășurat fără incidente. Din constatările jandarmilor argeșeni, piteștenii au înțeles și au respectat ordonanța militară care prevede deplasarea pe timpul nopții în baza unui act pentru a justifica ieșirea în spațiul public. Cetățenii surprinși pe stradă sau în stațiile de autobuz după ora 22 au fost verificați de jandarmi, iar acțiunile vor urma și în perioada următoare, mai stricte. Acțiunea s-a desfășurat în sistem integrat, jandarmii cu celelalte structuri abilitate, poliția română și poliția locală. Astfel, echipele mixte au verificat motivele pentru care oamenii au fost nevoiți să se afle în deplasare în spațiul public și dacă aceștia au asupra lor actele impuse. Începând de aseară, începând cu ora 22, s-au pus în aplicare măsurile referitor la interdicția deplasării cetățenilor în spațiul public. S-au făcut verificări în tot județul Argeș. Jandarmii au verificat toate persoanele pe care le-au întâlnit prin oraș și după ora 22 și din constatările noastre se pare că cetățenii au înțeles să respecte ordonanța, în sensul în care aveau la dumnealor documentele referitoare la repasarea în această perioadă de timp. Ca urmare a acestui fapt, nu s-au aplicat sancțiuni de către jandarmii argeșeni pe tot parcursul. În ce zonă ați intervenit? Jandarmii au acționat în tot municipiul Pitești și în celelalte zone ale județului Argeș. Cam până la ce oră a durat totul? Acțiunea s-a desfășurat pe tot parcursul nopții, inclusiv până dimineața la ora 7. Continuați și astă seară? Din informațiile pe care le avem până acum, da, acțiunea se va desfășura și în perioada următoare. Albota este una dintre localitățile din România în care primarul nu se joacă. Izolații sunt controlați periodic de poliție și oamenii administrației la domiciliu. Ion Dumitru, care este președintele Asociației Comunelor din Argeș, trage un semnal de alarmă. Autoritățile ar trebui să ia măsuri și mai dure pentru cei care, cu rea credință, îmbolnăvesc populația. Ori 12 zile acasă, ori 5 ani la pușcărie, pe modelul Putin. Dacă veniți acum, să zicem, în Albota, zici că e pustiu. Oamenii înțeleg să stea în casă. Oamenii înțeleg că suferă copiilor, părinților, care nu avem alte măsuri, nu putem să le spunem la televizor. De nu mai iese pe stradă, numai dacă văd mașini, primării și tot. Dă-i și un pic de... trebuie un pic să fim mai duri, iar cei care sunt în izolare, șoferii primăriei, ai primării școlii, pentru că școala este închisă, împreună cu poliția, adică am un sprijin total din partea poliției, că eu n-am comunitare, eu am poliție din aia adevărat. Îi verifică din 3 în 3 ore. Eu le-am spus și le spun de câte ori am ocazia să stea 12 zile. L-am citit pe Putin, unde a zis cine nu stă 12 zile în casă, stă 5 ani la pușcărie. Așa ar trebui să facem și noi, dacă nu vă supărați. Pentru că unii chiar nu vor să înțeleagă. Popa de la Albota, nu de la Albota, la satul Cervu, el a făcut slujbă. Duminică n-a avut el treabă. Deși Târgomnicus i-a atras atenția și a spus: părinte, hai să stăm în banca noastră, că ne urmărește și ne prinde primarul toată ziurica prin comuna. Pentru că nu mă dau jos de mașină, dar țin sub control tot. Și el n-a vrut. Asta înseamnă că nu vorbim aceeași limbă. Dacă nu vorbim aceeași limbă, schimb și eu placa în comportamentul meu față de el. Dacă noi nu suntem serioși, toți cei care încep cu litera pe primar, polițist, poștaș, profesor, atunci ce pretenții avem de la ceilalți?
incendiu puternic în comuna Ștefan cel Mare, la o fabrică și un adăpost de animale. În urma incendiului, mai multe animale, din păcate, care au fost surprinse în interior, au murit. Incendiul violent a izbucnit la o fabrică de pelezi și un adăpost de animale din imediata apropiere. Pentru stingerea flăcărilor, pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, dar și un echipaj cu autospecială de la Serviciul de Voluntari din Slobozia. Situația de urgență are și a fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu în localitatea Ștefan cel Mare. Ne-am deplasat cu 3 autospeciale cu apă și spumă. La locul intervenției am găsit și autospecială de stingere cu apă și spumă de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Slobozia. De asemenea, preventiv, la fața locului a ajuns și un echipaj murd. Incendiul s-a manifestat la aproximativ 10 tone de rumeguș, 15 tone de fân, utilaje agricole aflate în curte și la utilajele pentru fabricarea peleților. Toate se aflau în construcția de aproximativ 200 de metri pătrați, atelier și adăpost. Flăcările au fost întețite de vântul puternic și a existat posibilitatea propagării și la casele din imediata apropiere. Conform spuselor proprietarului, 25 de porci care au fost surprinși în interior au murit în urma incendiului, dar mai multe bovine au fost evacuate. Din primele cercetări se pare că incendiul ar fi pornit de la o instalație electrică defectă. Tot mai mulți sportivi care activează la echipele de basket, volei, handbal se gândesc să plece din România. Este și cazul lui Nicolae Gajici, cel care a plecat pentru a fi alături de familie. După instalarea stării de urgență în România, tot mai mulți sportivi care activează la echipele de basket, volei, handbal se gândesc să plece din țara noastră. BCM-ul Pitești, echipa de basket masculin a Piteștiului, a anunțat acum câteva zile că unul dintre stranieri a decis să părăsească gruparea din Trivale. Este vorba despre bosniacul Nicola Gajici, unul dintre ultimii străini sosiți la Pitești. Anunțul a fost făcut de oficialii grupării argeșene printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a clubului. În acest moment, BCM-ul FC Argeș Pitești consideră că sănătatea membrilor echipei și a tuturor familiilor este cea mai importantă. Nicola Gajici părăsește teritoriul României și pleacă spre Statele Unite. Din cauza problemelor din Bosnia, Nicola alege pentru siguranța familiei sale plecarea peste ocean. Amintim faptul că soția jucătorului nostru are origine americană. Ținem să precizăm faptul că toți jucătorii și membrii staffului tehnic rămân la dispoziția clubului. Urmează să așteptăm ca autoritățile să anunțe că situația pandemiei de COVID-19 este sub control și nu mai există riscuri. De asemenea, așteptăm decizia privind situația sezonului competițional 2019-2020, se anunță în comunicatul emis de club. Federația Română de Atletism a anunțat suspendarea tuturor competițiilor până în data de 3 mai, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. În contextul noilor măsuri de prevenție și securitate luate de Guvernul României prin Ordonanța Militară numărul 2 din 21 martie, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Federația Română de Atletism a decis suspendarea tuturor competițiilor până în data de 3 mai. În funcție de măsurile luate de autorități la data respectivă, acest termen poate fi prelungit până la o dată ce va fi comunicată ulterior. De asemenea, Federația Română de Atletism a mai anunțat și închiderea sediului și continuarea activității exclusiv prin mijloacele de comunicare electronică și prin telefon. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. Noi ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la Antena 3 Pitești, o nouă zi, același fenomen COVID-19 de care sperăm să scăpăm cât mai repede, o nouă ordonanță militară cu măsuri mai stricte care va intra în vigoare așadar de astăzi și, bineînțeles, o mulțime de subiecte din presa scrisă. Astăzi, dacă este miercuri, așa cum v-ați obișnuit, aflăm vești din partea săptămânalului Jurnalul de Argeș. Redactorul șef Gabriel Grigore este chiar acum în direct prin telefon alături de noi. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața, Dana, bună dimineața, doamnelor și domnilor, și noi, ca presă, suntem în prima linie a frontului împotriva COVID-19, ne facem meseria pe ce ține de profesia noastră, apărăm în continuare și în ediție tipărită și pe online. Iată titlul principal din Jurnalul de Argeș: argeșeni în Italia, mărturii din infern. Am vorbit cu 3 concetățeni ai noștri stabiliți acolo, care ne povestesc ce se întâmplă, atmosfera de coșmar și de infern și cum supraviețuiesc. Am vorbit cu Eduard Coltoi, care e un om de afaceri originar din Poenarii de Mușcel,
Am vorbit cu Daniela Sandu, care e cadru medical la Torino, și de asemenea cu Ramona Voiculescu, care este jurnalist într-o mică stațiune de pe coasta Veneției, care este jurnalist, cum spuneam, și agent de turism. Atmosfera acolo este apocaliptică, oamenii încearcă să supraviețuiască, toți cei trei adușeni cu care am vorbit sunt în general oameni tineri în jurul vârstei de 40 de ani. Iată ce ne spune Eduard Coltoi din Poenarii de Mușcel. Nu vreau să mai vin în țară, chiar dacă și aici este foarte greu, și pe mine m-a șocat reacția în masă a românilor. Nu se mai poate ieși absolut deloc din casă de aici, din Bergamo. De altfel, dacă nu mă înșel, toți cei de acolo spun că noi românii nu prea luăm în serios acest fenomen. Este adevărat? Da, este adevărat. Chiar ei vorbesc că și la ei situația a fost lăleită, cum spunem noi pe românește, până s-a ajuns la aceste cazuri absolut incredibile și decese în masă. Iată ce spune Eduard Coltoi. Dacă ești din casă, s-a ajuns să fii denunțat penal. Situația e foarte gravă aici în Italia. Doar sâmbătă 21 martie, în 24 de ore, s-au înregistrat 627 de morți. Oricine poate fi contaminat. Dacă ești din casă și mori, vii acasă ars. De fapt, e un fel de a spune că vii acasă, că te duc la crematoriu, familia nu te vede. Asta este. Toate persoanele care au simptomele virusului sunt vizitate de autorități. Problema e următoarea, din cauza faptului că până acum câteva zile toți credeam, și aici am întors, Dana, la ce spuneai tu, până acum câteva zile toți credeam că se află că ne aflăm în vacanță și ieșeam la plimbare prin piețe, acum lucrurile au ajuns de neînțeles. Din cauza asta, acum avem 4.500 de contaminați noi pe zi. Sistemul sanitar italian e în colaps. Spitalele preiau numai cazurile grave, care sunt destul de multe, iar restul bolnavilor trebuie să rămână acasă. Iată ce spune și Georgeta Daniela Sandu, care e la Torino, cadru medical. Spune, am lucrat în februarie 10 zile, dar sincer m-a șocat emoționat. Este de descris, nu se pune problema expunerii la boală, ci în primul rând a traumei care rămâne. Nu poți trăi cu asta. Poate sufletul nu a fost pregătit să asimileze ceea ce se întâmplă acum, asta simt eu. Oamenii s-au înghesuit peste tot, în magazine, parcuri, apoi a fost vizibilă relaxarea lor. Panica s-a transformat în haos. Mulți plecau acasă în sud, alții spre casele de vacanță de la munte. Măsurile care, după mintea mea, trebuiau luate de la început erau reducerea transportului public, reducerea programului la maxim 4 ore pentru mari magazine. În fine, sincer, nu un decret te poate face responsabil. Totul depinde de om. Și, în fine, a treia mărturie a Ramonei Voiculescu, spuneam că e ziarist pe coasta Veneta și agent în turism, și ea spune, copilul mă întreabă în fiecare zi când se termină coronavirusul. De asemenea, și piteșteanca Ramona Voiculescu spune că o anume inconștiență a făcut să se ajungă aici. Ea trăiește într-o mică stațiune de pe coasta Veneta, cum spuneam, și ne declară că inclusiv primarul de acolo îndemna turiștii în urmă cu o săptămână să vină în continuare, că lucrurile nu sunt chiar așa de grave, până s-a ajuns aici. Citez din ea, inclusiv primarul spune atunci că sunt așteptați toți turiștii cu brațele deschise, se gândea poate în inconștiența sa la protejarea turismului și a comerțului. Acum, din potrivă, face apel ca oamenii să stea în case și invocă tot timpul posibilitatea că sunt în pragul morții dacă ies din case. Ce mai spune Ramona Voiculescu? Doar un membru al familiei are voie să meargă la cumpărături. Starea de urgență în Veneția, de exemplu, pe coasta Veneta, e până pe 31 iulie în regiune. Cam astea sunt mărturiile celor trei argeșeni, vă îndemn să le citiți, poate învățăm din ele. Asta este. Da, de altfel, Gabi, de astăzi intră în vigoare ordonanța militară numărul 3, iată, măsurile sunt mult mai drastice și se pare că oamenii încep ușor să conștientizeze acest lucru. Cum vezi această ordonanță până la urmă? Ar fi bine să conștientizeze, Dana, și eu cred că numai prin asemenea măsuri putem limita accesul în spații publice al oamenilor care altfel de bună voie n-avem încă cultura asta, cultura asta disciplinei, nu știu, să ne conformăm unor reguli elementare. Și aici îți invoc chiar și un articol din jurnalul de Argeș,
de ce trebuia dată această ordonanță, chiar dacă mulți nu vor fi de acord cu mine, fiindcă, uite, de exemplu, chiar la mine în județ, în Pitești, sâmbăta trecută, regulile BOR și ordonanța militară au fost călcate în picioare la Biserica Mavrodolu. Avem fotografii, avem imagini destul de sugestive, coliva și colace au fost așezați pe gardul viu din curtea Bisericii Mavrodolu sau chiar pe jos, oamenii erau înghesuiți. Unii între alții au stat înghesuiți, repetăm, ca sarzelele la slujbă, în contextul în care toate apelurile oficialităților erau să nu se procedeze altfel și numărul de participanți la slujbă să fie limitat, dacă nu în cifre rezonabile. Iată că nu înțelegem. De asemenea, tot de pe frontul coronavirusului mai avem un alt material, o veste bună de data asta, veste bună în sensul, în condițiile date. Arhiepiscopul a bătut palma cu prefectul, Arhiepiscopii Argeșului și Mușcelui oferă 100 de locuri la două mănăstiri din Argeș pentru cei care vor intra în carantină. Nu dăm locațiile, sunt două mănăstiri foarte cunoscute. De altfel, Arhiepiscopul Calinic anunța și săptămâna trecută în ziarul nostru că e dispus să ajute. Noi l-am făcut și omul săptămânii pe această inițiativă, dar și pe faptul că Arhiepiscopia a donat 50.000 de lei a făcut un prim gest pentru ce aflat nevoie și eu știu ca lucrurile oarecum să se mai aline. Iarăși un material foarte, foarte important, interesant și care generează destul de multă empatie în aceste vremuri de criză. Uite, școlile elevi de la post-liceale sanitare din Pitești și din Argeș sunt recrutați de către Direcția de Sănătate Publică pentru a fi trimiși în linia întâi a războiului cu COVID-19. Starea de spirit e împărțită, sunt și tineri voluntari care acceptă să meargă, dar sunt și mulți, foarte mulți care nu vor, unii au început să plângă, părinții lor sunt îngrijorați. Noi am vorbit cu unii dintre directorii acestor școli post-liceale sanitare, cu doamna Cristiana Sima, de exemplu, care ne-a deschis atmosfera, ne-a confirmat documentul de la DSP, în posesia căruia am intrat și noi și pe care îl publicăm, vis-a-vis de aceste recrutări ale DSP. Deci se anunță vremuri grele, dacă au nevoie până și de elevii de la post-liceale sanitare, înseamnă că autoritățile iau în calcul la mod foarte serios o creștere alarmantă a numărului de cazuri de argeșeni infectați cu COVID. În acest context trebuie să înțeleasă și adresa trimisă de DSP, repet, către școlile post-liceale sanitare. De asemenea, mai recomand celor care citesc jurnalul de Argeș și editorialul semnat de colegul meu Cristian Vasile să creăm vaccinul social. E tot un editorial pe temă, tot pe coronavirus. Asta este, trebuie să vorbim tot timpul despre ce ne interesează și ce ne afectează, cum e viața la țară, la Hârsești, în vremuri de coronavirus. Am vorbit cu primarul Ionel Moloiu, omul spune, trebuie să ne păstrăm cumpătul și să ne ocupăm timpul pe lângă casă, mai explică că a vorbit cu preoții să tragă clopotele la biserică în fiecare zi, în fiecare dimineață la ora 8, de asemenea a vorbit cu copiii, mulți își fac lecțiile online, asta se știe, fac și engleza tot online. Măsurile primăriei sunt implementate, sunt diseminate, sunt transmise inclusiv pe grupurile sociale de Facebook. De exemplu, e un grup social foarte popular în Hârsești, Dorul de Câmpie. Împreună cu directoarea Căminului Cultural, primarul Moloiu anunță pe acest grup de Facebook, în contextul în care copiii sunt relativ sau sunt destul de cu mine, spune primarul, anunță toate măsurile pe care le ia primăria și care la rândul lor sunt transmise de la autorități pentru a respecta ordonanțele militare și tot ce ne cer oficialii ca situația să fie sub control. Da, Gabi, iată că în ciuda fenomenului care ia amploare, totuși lucruri bune și bine intenționate se întâmplă și te-aș ruga să încheiem această revistă a presei cu un alt subiect din jurnalul de Argeș. Da, aș vrea să mai închei cu încă un subiect la fel de important, nu are legătură cu coronavirusul, dar are legătură cu o mișcare, aș spune, aproape socială și destul de importantă la Teatrul Nabila. Actorul Constantin Cotimanis e noul manager. El a fost instalat manager interimar în contextul în care la teatru, director, manager Nicolae Poghirc,
a fost schimbat, Polchirch e tot mai contestat, a ajuns și în presa națională, ca și în jurnalul Verde, și că noi am dat primii mărturiile a două actrițe care l-au acuzat de hărțuire sexuală. Probabil Consiliul Județean a luat această măsură și pe fondul acestei vătămări a imaginii teatrului Davila. Repet, Cotiman este noul manager de la Davila, Polchirch a fost schimbat, el este acuzat și încă o actriță de hărțuire sexuală. Avem declarația incredibilă a acesteia în jurnalul de azi și vă recomand să citiți. Gabriel Grigore, redactor șef la săptămânalul Jurnalul de Argeș, mulțumim pentru intervenție și să auzim numai de bine, Gabi. Să auzim de bine. Doamnelor și domnilor, trecem în revistă câteva subiecte și din celelalte ziare. Iată, avem Curierul Zilei, Argeșul și Ziarul Top. Bineînțeles că toate cele trei titrează pe prima pagină despre această ordonanță militară numărul 3. De astăzi este obligatoriu, ieșim din case doar pentru urgențe. Începând de astăzi, măsuri și mai drastice, România intră în carantină totală. Acestea sunt subiectele din ziarele Curierul, Argeșul și Top. Curierul dezvoltă acest subiect pe ultima pagină, pagina cu numărul 12, și tot acolo citim că la Curtea de Argeș o femeie este infectată cu COVID-19, deși informația este neoficială. Se pare că avem un caz nou confirmat cu COVID-19 la Curtea de Argeș. Este vorba despre o femeie care provine dintr-o familie respectabilă. S-a întors recent din Anglia. De asemenea, se spune că din comuna Șuici ar fi fost luate ieri cu izoleta 3 persoane fiind aduse la secția de boli infecțioase. Unul dintre cei 3 este chiar groparul satului. Mai multe informații, pagina 12, Curierul Zilei, și tot acolo citim despre faptul că, iată, crește uluitor numărul persoanelor izolate. Câteva subiecte din interiorul ziarului Curierul Zilei, pagina cu numărul 3, vindea soluție de barbriz în loc de spirt. Una scria pe etichetă, alta era în bidon. Iată, specula în urma unei crize concepe, de altfel idei de neconceput, așadar mare atenție ce cumpărați. Polițiștii, jandarmii verifică tot ce mișcă, un alt subiect în pagina cu numărul 3. Glință, nătătorul ar putea arata jocurile olimpice, sportivii pun pe primul loc sănătatea. Trecem repede și la ziarul Argeșul, iată. Avem subiectele zilei, pagina cu numărul 3, pagină de actualitate. Ministerul Apărării angajează medici și pentru Pitești. Astfel sunt disponibile funcții de medici în diferite specialități, precum boli infecțioase, epidemiologie, pneumologie, medicină de urgență, medicină de laborator, anestezie și terapie intensivă, radiologie și imagistică medicală, igienă, medicină internă, medicină de familie, dar și de asistenți medicali și farmaciști în spitalele militare, institutele și centrele medicale ale MAPN. De altfel, 14,62%, tot în aceeași pagină, este deficitul medicilor în județul Argeș. Spitalele publice din România au intrat în luptă împotriva pandemiei de coronavirus cu aproape 40.000 de angajați, mai puțin decât numărul prevăzut de normative. Deficitul de personal la spitalele din țară este de 17,46%, arată datele publicate ieri de Solidaritatea Sanitară, una dintre cele mai mari federații sindicale din domeniu. În Argeș, cum spuneam, așadar, deficitul este de 14,62% conform sursei citate. Nu dați buzna să plătiți impozitele, un alt subiect din Argeșul de actualitate, pagina cu numărul 3. Guvernul a adoptat prin ordonanță prorogarea primului termen de plată de 31 martie la data de 30 iunie, inclusiv pentru plata impozitelor pe clădiri, pe teren, respectiv pe mijloacele de transport. Așadar, se prorogă termenul de acordare a bonificației de 10% stabilită de Consiliul Local până la 30 iunie 2020, inclusiv pentru persoanele fizice care plătesc integral impozitele menționate. Mai multe amănunte, așadar, pagina cu numărul 3 din Argeș, o pagină de actualitate. Pagina cu numărul 5, tot de actualitate, voluntarii se oferă să-i ajute la cumpărături pe bătrânii izolați. Prin urmare, sunt livrate la domiciliu persoanelor în vârstă sau nedeplasabile pachete de alimente de strictă necesitate, pentru ca tot mai mulți oameni să rămână acasă, în special începând de astăzi, când măsurile, iată, sunt mult mai drastice. Așadar, aceste servicii sunt disponibile și în Pitești, transportul și logistica sunt gratuite, dar valoarea cumpărăturilor se achită la livrarea voluntarilor conform bonurilor de masă. Consiliere
psihologică gratuită prin telefon pentru cei aflați în autoizolare și în sau în carantină. Alte subiecte așadar din Argeșul. Avem și ziarul Top, repede un subiect din ziarul Top și încheiem această revistă a presei. Și aș vrea să mergem la pagina cu numărul 5 din ziarul Top. Acolo citim despre un incendiu care a mistuit un adăpost de animale. De asemenea, în aceeași pagină aflăm că 6 cabinete stomatologice vor funcționa în perioada următoare în județul Argeș. Care sunt acestea? Aflăm așadar din pagina cu numărul 5. Bun, ne oprim aici cu revista presei. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare la Antena 3 Pitești. Servim cafeaua cu piper și stăm de vorbă în partea a doua a matinalului cu domnul Decebal Floroaica, asistent social, șef centru CTF Găvana. Vorbim despre o campanie umanitară intitulată Ajută-ți aproapele. Mai multe detalii în câteva momente. Bună dimineața! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. S-a deschis prima măcelărie Angus din Pitești. Carnea obținută de la vacile din această rasă impresionează prin gust fin și consistent, este fragedă și marmorată, apreciată de bucătarii și clienții din toate colțurile lumii. Magazinul este deschis la Pitești de cooperativa Angus Sud Oltenia, alcătuită din 6 ferme românești de bovine. Facem produse 100% naturale, fără aditivi, fără conservanți. Antricot cu os, T-bone, mușchiuleț, dar și burgeri, salam, cârnați grill sau picanți, pastramă, toate sunt premium. Carnea Angus conține cu 30% mai puțin colesterol, iar gustul cărnii este cotat ca printre cele mai fine și rafinate din lume. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură marca Yezer. Crește și comercializează păstrăvi și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Povestea ciocolateriei Mușcelene Iepurașul merge mai departe într-un nou concept, elegant și sigur. Livrări la domiciliu. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul vă satisface gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă, lapte și fructe. Bucurați-vă în continuare de prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană. Vizitați-ne site-ul și alegeți ce doriți. Informații și comenzi la 0746129866. Transportul este gratuit pentru comenzi de minimum 100 de lei. Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele argeșenilor. Centrele Smart Kids deschise la nivel mondial acum în Pitești își desfășoară cursurile de aritmetică mentală pentru copii și în mediul online. Smart Kids Pitești nu este doar o școală, reprezintă și o modalitate educativă de a pune tehnologia în aplicare. Smart Kids Pitești, indiferent de situație, ne dorim să menținem ritmul de dezvoltare al copiilor noștri. În acest moment este important pentru noi și pentru toți părinții ca cei mici să fie într-un mediu sigur și familiar cât mai mult posibil. Smart Kids Pitești oferă cursuri la distanță prin intermediul platformei Zoom. Educația are prioritate. Seducătoare, fantastice piese de lenjerie de firmă. Ce cumpărăm, cum alegem, pentru cine alegem. Poșete și accesorii din piele unice în Pitești. Lenjerii de pat de calitate, cadouri rafinate, cosmetice și mici obiecte de design interior. Piața Firenze. O veste bună. Da, avem stil și în Pitești.
Prezentă de peste 35 de ani pe piața auto, partenerul Dacia Renault, Comefin Costești, a implementat în România ultima tehnologie de acoperire cu aliaj zinc-nichel. Produce componente care echipează vehicule ca Mercedes, Lamborghini și Porsche. Membra grupului industrial Componente Auto, Comefin Costești se bucură de încrederea partenerilor ca urmare a unei bune calificări a personalului, a know-how-ului și tehnologiei de ultimă generație, ca și a fondurilor europene atrase pentru dezvoltare. Comefin Costești. Aici transformăm profesia în pasiune. Lanțul românesc de supermarketuri JAM vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. JAM, supermarketul argeșenilor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, servim cafeaua cu piper, ne vedem și online pe pagina de Facebook Antena 3 Pitești. În acest fel ajungem la dumneavoastră oriunde v-ați afla în țară, peste hotare sau aici, aproape, în orașul Pitești, de unde încercăm să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Pe lângă faptul că această perioadă delicată de criză publică, sanitară, medicală, oferă, din păcate, idei unora de a specula situația pentru a-și rotunji veniturile, totuși, acest fenomen poate genera și momentul oportun de a ne arăta solidari, de a ne întoarce prin diferite modalități de ajutorare către cei vulnerabili sau afectați de COVID-19 în măsuri și mai drastice începând de astăzi. Deja la nivelul județului Argeș, oamenii încep să se organizeze în acest sens, mai ales în condițiile în care cadrele medicale se plâng de lipsa materialelor sanitare, fiind, bineînțeles, foarte ușor infectate. Este important să avem grijă de copiii noștri, de bătrânii noștri, de medicii noștri, în spiritul conștientizării măsurilor de respectat și, bineînțeles, a celor care țin în primă fază de o măsură de distanțare socială. De astăzi, noi măsuri obligatorii, așadar, pentru persoanele de vârsta a treia să rămână în case. Soluții se vor găsi pentru fiecare. Iată cât de important este să fim solidari și să gândim apoi să acționăm în echipă. Este momentul oportun de a dovedi că suntem o echipă. De aceea, Antena 3 Pitești promovează o campanie intitulată Ajută-ți aproapele, campanie inițiată de domnul Decebal Floroaica, șef centru de tip familial CTF Găvana din cadrul DGASPC Argeș și vicepreședintele Consiliului Național al Asistenților Sociali din România, filiala Argeș. Domnul Decebal Floroaica se află în direct prin telefon pentru a ne oferi mai multe detalii despre această frumoasă campanie. Dacă ne aude, îl salutăm chiar acum. Bună dimineața, domnule Floroaica! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și Doamne ajută! Doamne ajută! Dați-mi voie să încep discuția printr-o vorbă de duh, iată, o vorbă din care, bineînțeles, o să reasă și o întrebare. Oamenii spun că vremurile sunt urâte și grele, iată, spun oamenii, dar dacă am trăit frumos și vremurile ar putea fi frumoase, iar întrebarea mea este, suntem noi oamenii vremurile? Într-adevăr, noi putem schimba vremurile, la noi este puterea și dacă am fi mai buni, mai blânzi, mai milostivi, cu siguranță am schimba și această perioadă grea prin care trecem. Într-adevăr, suntem o perioadă care ne pune la mare încercare, de aceea este nevoie să ne unim forțele, să fim solidari și de ce nu să inițiem și acele campanii care îi pot ajuta pe cei care, iată, se află afectați și în suferință, de ce nu. Vorbim despre această minunată campanie Ajută-ți aproapele și aș vrea să ne spuneți mai multe amănunte, cui este dedicată, pentru cine și cine poate de altfel să participe la această campanie. Într-adevăr, nu este prima campanie pe care o facem împreună cu dumneavoastră, dar în acest moment am simțit că este nevoie să venim în sprijinul aproapelui, cum spuneați, și ne-am dat seama că aceștia sunt cei mai vulnerabili, persoanele aflate în dificultate și persoanele care sunt trecute de prima tinerețe, să spun așa. Avem și noi bunici, avem și noi părinți și știm că nu pot ieși în această perioadă din casă și de asta întreaga campanie a noastră s-a materializat către dumnealor, astfel că cumva am previzionat momentul acesta de criză și am făcut anumite stocuri pentru a le putea duce acestora, a le oferi
alimente de bază, cât și consiliere și sprijin material. Spuneți-mi, vă rog, deja ați realizat câteva pachete cu produse alimentare, dacă da, un număr de câte și cum se va desfășura campania până la urmă? Într-adevăr, campania o avem cu dumneavoastră și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Avem pentru îngrijiri la domiciliu, avem un număr de 10 persoane cărora le vom duce alimente de bază. De asemenea, am fost sunați că asociația are o tradiție în sprijinul persoanelor. Până acum, ce-i drept, nu cele vârstnice. Am fost sunați deseori la telefonul acesta după care vorbim acum și sunt persoane care își doresc alimente de bază acasă, dar cu atât mai mult vor alimente gătite. Astfel că am luat legătura cu colaboratorii noștri, firme de catering și restaurante care funcționează în acest moment și ne vor putea sprijini și cu alimente cu hrană caldă. Aveți deja o listă a persoanelor vulnerabile care urmează, iată, să beneficieze de aceste servicii sau lista este deschisă și oricine poate să apeleze la această oportunitate? Până la această dată avem 70 de familii care beneficiază de serviciile noastre, dar lista este deschisă, cum spuneam, eu cred că de astăzi încolo vor începe oamenii să aibă cu adevărat nevoie de sprijinul asociației. Cine poate să se mai alăture dumneavoastră acestei campanii până la urmă? Toate instituțiile care pot sprijini, noi avem colaborări cu supermarketuri din Pitești, avem colaborări, cum vă spuneam, cu firme de catering, dar oamenii de bine, oamenii care pot să sprijine acest moment, pot lua legătura cu mine la sediul Asociației Sfinții Spiridon și Irina, pe care o coordonez și ne pot sprijini, putem oferi și un cont în care dumneavoastră pot vira bani. Este o măsură extraordinară, mai ales că începând de astăzi, iată, noi restricții vor intra în vigoare și faceți lucruri minunate în acest sens. Spuneți-mi când începeți să mergeți, știu, pe teren să lăsați aceste pachete. De astăzi chiar? Chiar de astăzi avem șansa să beneficiem de 30 de voluntari, asistenți sociali din Argeș, voluntari care și-au exprimat dorința de a ne ajuta și de a ne sprijini în această campanie. Am arondat fiecare asistent social către un cartier, către o străduță, către un cătun, să zic așa, un care vor merge. Vom respecta măsurile date de stat, adică vom merge cu alimente de bază sigilate, iar cei care au firmele de catering vor putea să aducă certificat de conformitate al hranei calde pe care eu pot oferi. Da. Iată, lucrurile se îndreaptă către o direcție dorită până la urmă, într-o lume sau într-o vreme în care de multe ori suntem individualiști, sufletește, de ce nu? Până la urmă lucrurile acestea ne unesc și se creează minuni, de ce nu? Putem spune și așa. Pentru că sunt oameni care sunt obligați să rămână în case și automat panica se creează. Am convingerea că oamenii vor înțelege ceva din acest moment de criză. Sunt convins că numai astfel Dumnezeu ne putea pune cumva la încercare modul filantropic în care trebuie să gândim și altruist unul față de celălalt. Spunea colegul dumneavoastră, domnul Gabriel, de doamna Cristiana Sima, este o femeie într-adevăr deosebită. Am avut șansa să o cunosc, foarte mulți copii din centrul de plasament sunt la școala dumneaei, copii care, ducându-se acolo, au înregistrat rezultate fantastice. Spuneați noastră că se fac minuni cu acești copii. Într-adevăr, doamna Cristiana a făcut minuni și suntem încântați de colaborarea cu dumneai și sperăm să ajungem mai departe și cu copiii din centru, cât și cu relația interumană pe care o face Asociația Sfinții Spiridon și Irina. Da, și dacă tot ați adus vorba, într-adevăr, dumneavoastră sunteți șef centrul de tip familial din Găvana și chiar aș vrea să ne spuneți cum trăiesc copiii de acolo această perioadă. Sunt ei obligați sau trebuie să rămână în centru sau sunt și copii care merg acasă sau au mers acasă în această perioadă? Da, obligați este un cuvânt un pic cam dur, dar într-adevăr în această perioadă trebuie cu toții să ne conformăm directivelor primite și atunci suntem cumva
puși în situația de a-i ruga pe aceștia să rămână în familiile lor, deși de 20 de ani îmi place să spun că Biblia noastră explicată era să refacem legătura cu familia, iar că dacă în acest moment nu mai putem reface, deoarece, deși este vacanța, vacanța obligatorie, să zic așa, da, a trebuit să-i ținem pe toți în centru și să găsim tot felul de activități, de lucruri de mână, ca să putem să-i determinăm să nu se plictisească. Cum au primit copiii această, eu știu, această veste de a rămâne în centru? Au fost ei bucuroși de a rămâne și a găsi modalități de interacțiune socială? Acum, vedeți, noastră, de 20 de ani avem așa un titlu mare pe la centru de tip familial, Găvana, casa de copii nu e acasă. Și tot timpul am încercat să sprijinim familiile ca ei să își petreacă vacanțele și weekendurile în sânul familiei. Și dintr-o dată centrul de tip familial este plin de copii. Nu au întâmpinat cu ochii buni în acest moment, dar li s-a expus că suntem cu toții puși în situația aceasta și nu avem voie să ieșim din casă. Ba mai mult, le-am spus că orice plecare fără încuvințarea educatorului mi-ar face mie personal foarte mult rău. Și atunci am folosit un șantaj emoțional și n-am mai cerut să iasă afară. Da. Ne-ați putea spune și ce vârstă au copiii și eventual la ce număr? Cât sunt la ora actuală în centru? Centrul de tip familial Găvan are copii cu vârste cuprinse în 7 și 16 ani, iar numărul lor este de 24. Dar de unde provin până la urmă acești copii? Ne puteți spune și care ar fi, eu știu, situația lor pentru care se află în centru? Da, majoritatea lor provin din familii defavorizate, violență domestică, dar am încercat în această perioadă de șederea lor în centru să refacem legătura, cum spuneam, cu familia, conform legii 272/2004 și standardele care confirmă această lege. Și am reușit în mare parte să refacem această legătură și sufletească și trupească între dumnealor. Da. Dată fiind și situația medicală în care ne aflăm, probabil că sunt și monitorizați medical copiii tinerii. Da, ne-au fost transmise de la ANPDC numeroase proceduri și metodologii. Din păcate, nu s-a așteptat nimeni să vină acest virus. Din păcate, spun din nou, nu eram pregătiți cu absolut nicio mască, nici mănuși, deși, cum spunea și domnul Gabriel, colegul dumneavoastră, suntem în prima linie tot timpul și era o mare, mare nevoie de acest lucru. Da, cu toate acestea faceți față și, până la urmă, nu avem încotro, cum s-a spune, într-o astfel de situație, trebuie să ne adunăm toate forțele și să răzbim. Asta ne mai rămâne în cele ce urmează. Spuneți-mi, vă rog, cât de important este să fie ocupați tinerii în această perioadă, să aibă activități care să-i ajute să se dezvolte, până la urmă, și cognitiv, și emoțional, și afectiv, și, în același timp, să nu se plictisească. Am văzut deja o tânără cânta la fluier. Și știu că aveți și doi tineri care practică sport, nu? Care fac exerciții de întreținere fizică, ceea ce este un lucru extraordinar. Da, poate mai mult ca niciodată în momentele acestea avem nevoie de empatie și de sprijin acordat acestor copii. Copii minunați, de altfel. Mă bucur tare mult că ONG-urile își fac datoria cu prisosință în aceste momente. Spuneați noastră că, într-adevăr, a trebuit să ne adaptăm momentului și să venim cu partea materială și sprijin material din partea ONG-ului. ONG-ul acesta, gravitând în jurul centrului de tip familial Găvana, a sprijinit cât a putut de mult cu combinizoane, cu măscuțe și cu mănuși centrul de tip familial Găvana și cu materiale igienico-sanitare. Iar acești copii, zic eu că trăiesc în condiții bune și nu sunt predispuși, să zic așa, să contacteze vreun virus. Iar acești copii pe care îi vezi noastră în imagine acum, într-adevăr, sunt cei mai buni copii ai centrului de tip familial Găvana. Ei sunt campion național și vicecampion național la lupte. Îi mulțumim domnului maestru Croitoru pe această cale că dumnealui i-a descoperit și le-a fructificat acest talent, iar ceilalți care, într-adevăr, cântă la fluier prin Școala Populară de Artă, avem un protocol cu dumnealor
și au trimis atunci când se putea un instructor și acum ei au început să învețe să cânte la fluier și își petrec toată ziua cântând, jucându-se și făcând anumite activități care să nu-i plictisească. Într-adevăr, se poate spune că sunt acele pietricele rare care merită să fie șlefuite pentru a scoate tot ceea ce este mai bun, atât timp cât se află în ei potențialul. Este foarte important să fie stimulați prin tot felul de activități. Domnule Floroaica, spuneți-mi, vă rog, este ceva anume ce vă lipsește la ora actuală în centru? Material vorbind. Din punct de vedere material, nu ne lipsește nimic la acest moment. Copiilor, într-adevăr, le lipsește afecțiunea părinților lor. Din păcate, nu au avut-o nici înainte. Nu știu cât de mult ar mai putea acum să o primească în această perioadă. Îmi place foarte mult să cred că dacă am câștigat un suflet, toată avuția lumii acesteia nu valorează cât acel suflet câștigat și încercăm pe cât se poate să sprijinim persoanele aflate în dificultate și cei care, într-adevăr, au nevoie acum de noi, pentru că dacă nu, acum ne ajutăm, atunci când o vom face. Așa este. Domnule Floroaica, dumneavoastră sunteți și vicepreședintele Consiliului Național al Asistenților Sociali din România, filiala Argeș. Și v-aș ruga să ne spuneți pe final, până la urmă, care este misiunea aceasta completă și complexă a unui asistent social în România? Alături de colega mea, doamna Nelida Ghițulescu, președinta Consiliului, am încercat pe cât se poate să arătăm importanța asistentului social în România. M-am bucurat tare, tare mult că Piteștiul a avut Facultatea de Teologie și Asistență Socială, pentru că asistentul social trebuie să fie neapărat moral și în aceste momente poate să demonstreze un asistent social cât de important este menirea lui, misiunea lui și vocația lui, pentru că asistența socială, îmi place să cred că nu este o meserie, ci este o vocație. O vocație și o misiune pe care Dumnezeu ți-a dat-o în suflet. Nu oricine poate fi asistent social. E adevărat, este și o provocare foarte mare, pentru că de multe ori ne întâlnim în aceste vremuri cu tot felul de prejudecăți pe care trebuie să le răzbim așa cum putem mai bine. Ne mai auzim. Vă mulțumim. Da, vă ne auzim. Vă mulțumim din suflet pentru emisiune și faptul că ne-ați permis să intrăm la dumneavoastră în direct. Nu vreau să închei până nu aduc mulțumiri și de GSPC Argeș, instituția care se ocupă într-adevăr de tot ce se poate mai bine pentru copiii acestui centru. Și noi vă mulțumim și vă felicităm pentru această campanie umanitară Ajută-ți aproapele, să vă păstrați obiceiul, pentru că este un obicei frumos care poate servi drept exemplu. Noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată. Domnul Decebal Floroaica, șef centru de tip familial CTF Găvana, în direct așadar la Antena 3 Pitești, la o cafea cu piper. Doamnelor și domnilor, noi ne oprim aici. Vă mulțumim de altfel pentru atenție. Vă dorim o săptămână cât mai ușoară, o zi cât mai frumoasă. Trebuie să respectăm recomandările și să rămânem în siguranță cu toții. Sunt Dana Popescu. Ne vedem și mâine de la ora 7. Rămâneți cu programele Antena 3. La revedere!